Meteorologii prognozează pentru județul Maramureș perioade cu instabilitate atmosferică accentuată și cantități de apă însemnate. Pe parcursul zilei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată în cea mai mare parte a Transilvaniei și local în Oltenia, Maramureș și zona de munte. Aceasta se va manifesta prin averse care vor avea și caracter torențial, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și condiții de grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat 40-50 de litri pe metru pătrat. Fenomene asociate instabilității atmosferice, mai ales vijelii, se vor semnala pe spații mici și în Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei.